Așa, pornim. Bună ziua, dragi mei, zi de rău deja. Bună ziua și bine m-am găsit la profesor. E altfel frumos scris aici de mama ta. Ua! Cum s-am fiu așa cum n-am scris, de un sfat de scris. E minunat. Așadar, pornim repede, la treabă, întârziem, te rog, datele, tu, Mario. Cunoaștem relația A plus B minus C. A plus B minus C. E egal cu 39. 39. Îl știm pe A, care e egal cu 28. A e egal cu 28. B e egal cu 46. Așa. Cine este C? C e egal cu 5. Semnul C-ul egal cu 5. Hai, Mario, să vedem ce propui tu aici. Adună 28 plus 46. Deci, 2 egal cu 9. Deci, 28 și 46. A plus B mai întâi, da? A plus B egal cu 28 plus 46. Și cât face? Cât face? 86. Așa. 14. Da? Deci egal cu 74, echivalent, scriem din nou relația ta, da, deci, scriem 74 minus 39 și aflăm ceul. 74 minus 39 și aflăm ceul. Egal cu 74 minus ceul. Egal cu 74. Da? Egal cu 39. Cât este? Cât este ceul? 74 minus 39 și aflăm CU. Așa. Deci 4 CU egal cu 74 minus 39 și este egal cu 0 după faci calculul. 5 la final. Da, 5 la final. 35. Care cred corect ai făcut. Acum, legat de asta, stau eu una. Uite, 74 minus 59 plus 13 minus 95 plus 100. Egal. Așa e mai simplu problemă. Cum fac aici? 74 minus 59 se poate. 74 minus 59 poți face calculul, nu? Așa. Și cât ar face aici? Deja am acolo sus. 74 minus 59? Nu. 74 minus 39? Nu, că am deja zis. Hai, îți spunem repede, fără calculul de aici. 25. Ia mai fez atent. 74 minus 15. 15, da, corect, 15, minus, plus 13, minus 95, plus 100, egal cu? Cele cu plus la adună și cele cu minus, nu știu ce facem, îl lăsăm. Îl lăsăm deja, sigur că da. Adică 15 cu 13? 15 cu 28. 28 și 100, da? 128. Deci facem 128, minus 95. Care îmi dă ca final rezultatul? 5 la final. Da. Stai că mă gândesc deci, mai bine atunci. Atenție, la unități. 7. Deci 8 plus 8 scăză 5. 3. 3. Așa, 3 la unități, așa am văzut răspuns. 3 la unități. B minus 9 nu se poate. 10 minus 9, 1. Da, și cu 2, 3, 3, 3, 3, 33. Da. Să mai vedem încă ceva. Am ceva cu x plus 12 în paranteză, x minus 13 în paranteză, minus 30, da. Egal cu 40. Egal cu 40. Echivalent cu, te rog. Ce x plus 12 minus 30, egal cu 40. Încercăm să știi că e dificil. Da. 70 ceva ca să scadă 30.
14. Da, dar mai e și 12 ăsta, nu putem încerca. Trebuie să gândim într-un fel anume. Hai să închipuim dacă ăsta ar fi un an. Relația asta traduce A minus 30 egal cu 40. Deci dacă asta ar fi paranteza 1 A, s-ar traduce A minus 30 egal cu 40. 68. Nu, nu, dar nu te întoarce aici. Nu mai urmărești aici. Păi 68, pentru că am adunat 70. 68 plus... Nu 68. Da? Deci tu nu te poți despărți de exercițiu. Dar te rog să privești numai aici. Cât este A? 58. Deci 58 aude în relația asta? Pentru că la prima relație... Nu, nu, nu. Facem abstracție. Că 12. Așa. 12, descăzut. Și e mai mare. 12 plus 58 este egal cu 70. Și 70 plus 30 este egal cu 40. Da, eu am rămas prins aici, nu vreau să primească ajutorul nostru, observă, nu? Da. Deci el s-a gândit așa. Ăsta trebuie să facă 70. Și a gândit bine. Da. 40 cu 30 fac 70. Deci el traduce că x plus 12 x plus 12 egal cu 30 plus 40. Mergem pe mâna acolo. Deci ar însemna echivalent cu x plus 12 este egal cu 70. Și atunci el spune că x-ul ar fi egal cu 70 minus 12 și egal cu? Este egal cu 58. 58. El a tot stat aici pe problemă și a tot insistat așa. Cât se pune om ca să facă 70, a zis el, cu 12? Da. Și el zice 58. Mă gândim în bărbat, hai să vedem ce facem. X minus 23. X minus 23. Minus 35. Așa. Egal cu 18. Egal cu 18, da. X minus 23, minus 35, egal cu 18. Ce-ți mă las să lucrez? De cum? Întrebare singur? Deci x minus 23 minus 35 să facă 18. Dar vorbești ca să-și auzi, trebuie să înregistrezi și dacă tu nu mai gândești pe căiețelul tău acolo, povestește-ne cum ai de gând. Cum gândești, să vedem dacă e bine întâi și apoi, după o să-ți spun. Da? Deci eu aș vrea să... Toate trei ca să aflu descăzut. Pe toate trei să-ți adun, dar ăsta nu e cu scădere, este un descăzut. Din care da, adun pe toate. Pe care pe toate? Adică 23, 35 și 18. Așa, da. Nu mă descăzut. Așa, mă. Dar mai dreptate. X minus. Sigur, așa a fost indicat. X minus ăsta și egal cu 18 plus 35. Și urmă la etapa 1, 2. Dar eu spune așa, tot să scade, să scade, înseamnă că de aici descăzut de X este egal cu, a zis el, cât 23 plus 35 plus 18. Așa. A scris și am scris așa. Și cât X egal cu? Stai că mai lucrez o dată, spate că e bine. Ia, te rog. E bine, hai, zi. Este egal cu 76. Deci ai zis 2 și cu 5. Colegii, prietenii noștri se vadă și 3 și cu 5 ai zis că face 8. 8 și cu 8, 16. 16. Am scris 6 la final, 1 am rețis, am pus la 2, 3 și cu 4, 3, 3 și cu 10 de la 18, 40. Da. Și cu 3, 76. 76, pare cu 4. Dar dacă ți-aș fi dat așa, x minus 23 plus 13 minus 48 egal cu 15. 23 plus 48 plus 15. 23. Și 13. Da, e imediat. Prea repede, dar de noi vezi că x-ul egal de odată. 23 plus 48 da. Plus 15. Așa este. Minus 13. Minus 13. Foarte bine faci mișcarea. Deci, el observă repede că ăștia tot se scadă. Păi, deja s-a făcut jocul acela cu minus, cu minus, cu minus. Da. Antrenamentul. Da.
să vedea. Da? Deci, ceea ce făceam noi... Exact, la da. Când spuneam așa, 5 minus 7, plus 9 minus 11, plus 13 minus 20, plus X, egal cu 25. Da. Uite. Adică 5 cu 9 și cu 13 și cu X. Îi lași deoparte. 5 cu 9 și cu... 5 cu 9 și cu 13 și cu X. Da. Îi lași așa, de aici, la casa la ei, da. La casa. Dar și poți arma 5 cu 9 facem? 5 cu 9 fac 14. Plus 13, 27. Plus X. Deci 27 plus X egal cu? Lăsăm asta la o parte. Venim cu... Venim cu... Dincolo de egal. Venim cu aia cu minus. Adică? 7 cu 11 și cu 20. Așa. 7 cu 11 este egal cu 18 și cu 20, 38. Deci... Scriu minus 38, egal cu 25. Da. Da? Adică tu, practic, datoriile astea le adună și ai zis minus 38. A, bă, profesor, da. Cum am spus 38 minus 25 și aflăm X-ul și acum putem să facem adunarea. Adică? Adică 38 minus 5 este egal cu 3, 13 este X. X-ul 13 este X? Da. Nu cred. Stai să văd, să nu greșim. Deci 38 cum trebuie să facem? 38, nu spune că... 38 minus 25. 38 minus 25? Eu cred că la 25 trebuie să aduci că este un scăzător. Și trebuie să aduni. Dar de ce? Păi uite, când zic așa... 3 minus 5... egal cu... egal cu 2 minus 2. Nu, nu. Minus 3, 2. Uite, 3 minus 2 egal cu 1. 3, de fapt, cu cine este egal? Cu 2 plus 1. Egal cu 2 plus 1. Adică tu ce faci? Descăzut. 38 plus 25. Deci, 38 plus 25, da? Da. Deci zici și noi, 27 plus X. Adevărat că mea. Deci 30, 27 plus X egal cu 25 plus 38, da? 25 plus 38. Trebuie să mă ajuți acum. Păi la fel. Adică? Cum am dat răspunsul celălalt, 35. Da, să mă spune concret aici ce faceți. 53. 63. Deci echivalent. Cu 27 plus X. Egal cu 63. Și de aici, 60, X-ul pe cine va fi egal? 63. X-ul, X-ul. Păi 27 plus X egal cu 63. X-ul. 63 minus 27 63. Este egal cu 6 la final. Da. 36. 36, corect. Da. E, se simte antrenamentul, după ce ai făcut aici cu plus, e adunat și minus plus X-ul, rămâne și cei cu minus e adunat și acum aici am fost un pic mai important să analizăm, pentru că 27 plus X egal cu 25 plus 38, adică, practic, descăzutul este ăsta, scăzătorul și este rezultatul. Și iată că așa spunem. Dacă mai ai, dacă nu, să facem și o problemă, înțelegi? Da, facem și o problemă. Adică știm că mai avem. Avem minute. Așa facem. Uite, Mario. Deci, Davide plus Mario au împreună
10 ani. Peste 2 ani, peste 3 ani, câți ani vor avea? Peste 3 ani, ei vor avea împreună. Da. Deci Davide și Mario au împreună 18 ani. Adică... Peste 3 ani câți ani vor avea? Eu am 7 și Davide 11. Bun. Peste 3 ani câți veți avea ai voi împreună? Peste 3 ani veți avea câți ani împreună? 24. 24. De ce? Pentru că am adunat 3 cu 3, 6. Și cu 8 se duce 24. Deci 3 și cu 3, 6. Și cu 18 și 24, da? Perfect. Mama plus Davide plus Mario au împreună 55 ani. 55 ani. Câți ani vor avea? Câți ani vor avea peste 4 ani? Câți ani vor avea împreună? 67. Câți ani vor avea împreună? 67. Peste 4 ani. 67. Am făcut 4 cu 4, 8 și cu 4, 12 și am mărit, am făcut 55 plus 12 și au făcut 60. Așa este, pentru că tu ai văzut, ți-e toți 3. Sunt 3 ani, fiecare cu 4 ani vine în teoare, da? Deci aș cu contribuție și atunci ziceți 55 plus 12 este egal cu cât cu? Cu 67 ani. Bun, perfect, te-ai gândit aici. Din nou este atent. Hai să mai vedem o altă problemă. Deci, Davide plus mama au împreună 48 de ani. Gata. Peste 3 ani, 48, am zis aici, hai să spun, 49, peste 3 ani, peste 4 ani, peste 4 ani, așa am zis eu, deci o chestie. Peste 4 ani e să vedem, da. Peste 4 ani mamei îi vor trebui mamei vor trebui 4 ani pentru a avea vârsta, dar pentru a avea 41 de ani de 3 ori
vârsta, vârsta lui Davide. Hai să vedem ce ești. Trebuie să vedem ce ești. Păi că mai mult. Deci mama și cu Davide au împreună 49 de ani. Peste 4 ani, mamei vor mai trebui încă 4 pentru a avea atunci de 3 ori vârsta lui Davide. Davide. Lui Davide. Oare Davide când avea 12 ani? Întrebare? Deci mama și cu Davide am împreună, am spus, 49. Să lăsăm totuși 48. Ia să lăsăm 48 să vedem. 48 de ani. Da, 48 de ani. Peste 4 ani, mamei îi vor mai trebui încă 3, încă 4, pentru a avea de 3 ori vârsta lui Davide. Deci mama și cu Davide au împreună atât, 48 de ani. Peste 4 ani, mamei îi vor mai trebui încă 4 ani pentru a avea de 3 ori vârsta lui Davide. Dar mă, oare cât are? Nu știu cât are mama, nu știu nici cât are mama, nici cât are Davide. În momentul de față, ei au doar 48 de ani împreună. Peste 4 ani. Adică noi pentru un segment îl facem pe cine? Să-l facem pe Davide. Davide? Domn profesor, dacă nu făceți aia ultima, era ușor. Pentru că dacă lăsați 48, rezolvam problema în 2 secunde. Sigur că da. Dar fii atent că aici e jocul foarte tare. Peste 4 ani. Deci, în clipa asta, asta este Davide. Peste 4 ani, ne punem lui Davide 4 ani. Și? Deci, peste 4 ani. Lui, mai punem lui Davide. Păi, eu trebuie să-i semnete. Și mama? Iar mama, atunci, peste 4 ani, mama va avea de 3 ori vârsta lui Davide. Deci, de 3 ori. Dacă însă îi mai pun încă 4 ani. Deci ea peste 4 ani mai are nevoie de încă 4 ani ca să fie de câte ori vârsta lui Davide. Ca să fie de 3 ori vârsta lui Davide. Avem un surplus, Sergie? Adică cât e surplusul? 44. Stop! Atenție! Peste 4 ani, ce șmecherie am încălzit? Peste 4 ani, mamei îi vor mai trebui încă 4 ca să ajungă de 3 ori vârsta lui Davide. Adică îi trebuie și anii lui Davide surprosă. Deci, peste 4 ani, mamei încă îi mai trebuie 4. Ca să ajungă la vârsta, să ajungă să aibă de 3 ori vârsta lui Davide atunci. Oare cu cât s-au modificat datele problemei? Că datele problemei, acele 48 de ani, 48 de ani, s-au modificat cu cât crezi? Cu 8. Cu 8? Da. Fii atent. Pentru că am adunat săpturul seriei. Adică 4 la lui Davide. 4 și cu 4, 8 și scădeam. Stop, și încă ceva. Și mama a crescut cu 4. Păi 4 minus 4. Atenție! 4 minus 4. După ce mama crește cu 4, mamei încă îi mai trebuie 4. Deci mamei, practic, îi... Are 12. Surplusul e de 12. Aici și poanta. Deci peste 4 mamei mai trebuie încă 4. Adică are 3.
O secundă, vedem pe care mama. Dar important este că atunci s-a făcut. De câte ori? De 38. Încă 4 este creșterea mamei. Deci inițial, asta este suma care o aveau împreună la momentul când am gândit problema. Deci la momentul când am gândit problema, era vârsta asta, aveau de 48 ani. Da? Pentru că peste 4 ani, iată, odată se duce Davide peste 4 ani, se duce și mama cu segmentul ăsta peste 4 ani. Și după ce se duce și mama, încă îi mai lipsesc mamei, încă îi mai lipsesc 4 ani. Și de aceea, în mod normal, trebuie să gândim la 48 adunați, cât adunați? 4 și cu 4, 12. Și acum, în clipa asta, am făcut câte segmente de acestea? 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Și din păcate, nu mi se împarte exact la cât? La suma asta care se face acum, 48. 4 și cu 4 și cu 4, 12. Face 50, 60. Ba da, e bună, deci da, pe ideea. Deci, în clipa în care vorbim, mama Davide cu 4, mama cu 4 și intimei trebuie 4. Deci la 48 se face cât acum? 48 plus 12 face cât? 48 plus 12 face? Regulați, că a fost ideea. Băi, până rămâne. Bă, ce-mi place? Bă, dar tu nu să mă sprijin, mă fac de bafta aici, sunt în fața camerei. Că lucrați că a spus ideea dumneavoastră, da? Dar am ajuns mă măcar atâta. Eu m-am concentrat foarte mult în probleme și am mărmesc eu aici. 48 plus 12. Cât face? De plus, eu vreau să ajung de 4 ori și mai nu să mă întorc. Dar ce e extra ușor? Cum? 60 de ani. 60 de ani, da? De cam cu 60 de ani acum, peste 4, da? 60. Acest 60 îl împărțim la câte segmente sunt de acum gândite? 4 segmente. La 4 îl împărțim. Și ia să vedem ce se întâmplă când împărțim la 4. Am făcut asta cu 60. Mai ții minte? Ai făcut așa? Și cum de așa 60 împărți la 4? N-am 40. Pe 40 îl despărțim în 20 și 20. Și mai avem 20 și 20 îl despărțim în 10 și 10. Dar dacă avem două? Da. Dar noi trebuie în 4 părți în care? 60. Aici e problema complicată. 60 în 4 părți. Hai, cum facem asta? Cu 60 în 4 părți egale. Hai să rupem cu 60 în două bucăți. Adică în 40 și 20. Deci, 60 egal cu 40 plus 20. Și acum împărțim la totul la 4. 60 împărțit la 4. E de fapt aș împărți pe 40 la 4 plus 20 împărțit la 4. De fiecare din 4. E, dar 40 împărțit la 4, câte face? 40 la 4. 10. 10, sigur că da. Și 20 împărțit la 4? 5. 5. Da, am rezolvat problema. Și 10 și cu 5? 10 și cu 5, 15. 15. Și câți ani are acum, Davide? Nu. 12. De ce 12? Păi 15 este așa. Da. Și dacă scade și 11. 11, da? Deci Davide, pentru Davide înseamnă 15 scăzut, 4 și egal cu 11. Da. Iar pentru mama? 33. De ce înțelegi 13? Că nu înțelegi. 3. Păi cât are în sigur segmentul ăsta? 11.
Nu e adevărat. Uite, tot se întâmplă așa. Ăsta de aici, 15, încă 15. 30. Și aici cât mai adaug de la 30? Doar nu știu, n-ai să vă trebui de nu, 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 dar acum vreau să te să punctăm următoarea chestie. I-am zis, peste 4 ani, tu ai descoperit că peste 2 ani, peste 3 ani, împreună crezi ce vârsta cu la fiecare și tu ai prins bine problema. Dar i-am spus așa că peste 4 ani, i-ar mai trebui mamei încă 4 ani. Deci peste 4 ani, mama n-a ajuns la ce trebuia să se întâmple să fie de 3 ori vârsta lui David. I-ar mai trebui. Deci era încă lipsă. Și de aceea mamei i-am pus 4, că a crescut și ea cu 4 ani și a mai pus încă 4. Chiar mai trebuie. De aceea, în total, la suma care am spus-o de 48 de ani, adăugăm 4 al lui David, 4 cât a crescut și mama, și încă 4 chiar mai trebuie. Care i-ar mai trebuie, înțeles? Și de aceea 12 am pus noi acolo, 8, 4, 60 până la urma 60, să vedem la câte segmente am făcut egale. Câte segmente egale și am văzut acolo sunt în număr de 4. Și a fost foarte important să vedem așa exact cum împărțim pe 60 la 4. Am vrut în 2, în 20 și 10. Fiecare l-am împărțit. Deci vedeți, facem, dragilor, ieșițile acestea, păreau că emisiunea antrenamentului care am făcut noi cu scăderile cele erau nicio relevanță. 3 minus 5 plus 4 minus 2 și mai departe. Dar da, ca o imposibilă. Și dați suma caos. Și suma caos. Spui cum că dați seama la asta întâi și vă permite suma caos. Îi permitem asta. Așa, dar sinteza orei. Exact, până la 100, nu? Da. Dacă atunci îți până la 100? Da. 5.050? Da. Toate numele până la 100. Și toate numele, am zis cifrile. Toate numele, dacă dăm până la 100, el are experiența făcută. Deja 5.050. Bravo, da. Așa este. Sinteza orei. Ce ai făcut? Sinteza orei. Ești de afară termenului termenului necunoscut din corelație relație de adunare scădere, da? Adunare scădere și probleme, da? Probleme în care termenii unei adunări se modifică după un ianus. Asta sunt. Hai, cum se faci final? La revedere! Să nu uitați like, share, să vă abonați la Profo Online. La revedere! Și să spuneți la toți prietenii. Așa. La revedere! La revedere! La revedere.